Astăzi, 7 februarie 2024, s-a montat prima grindă pe lotul 3 al autostrăzii A0 Sud, și anume pe podul peste râul Ciorogârla. Este prima grindă montată, din totalul de 560 de grinzi aferente întregului lot. Aici suntem la un pod peste râul Ciorogârla. Este zona în care am comunicat acum ceva timp că s-a montat prima grindă pe acest tronson de autostradă. Între timp, toate grinzile, după cum vedeți, au fost montate. Cum se lucrează la montarea predalelor peste grinzile montate, s-au cofrat și turnat între toazele. La capetele și la zona de capăt a grinzilor. Și aici. Acestea sunt antretoazele care fac legătura între grinzi. Lui râul Ciorogârla. Și mai departe, după cum vedeți, se lucrează la terasament pe corpul principal al autostrăzii. Ce mai lucrați mai departe? Terminam să așezăm toate predalele aici pe platforma și de săptămâna viitoare începe armare de suprabetonare. Și urmează să betonăm placa de la pod. Aveți toate predalele? Toate sunt, uitați, sunt o parte acolo jos, sunt stocate și în partea cealaltă la culea 2. Sunt și aici, sunt toate, sunt complete. Și mai departe, în amplasamentul șantierului? Se lucrează în tot amplasamentul șantierului, la toate structurile. Și la terasamente mergem acolo și vedeți. Dacă vedeți, s-a terminat și partea logică, s-a terminat tot drenul, ales un camine de la camera de vizitare de la dren. Cele pe mijlocul corpului autostrăzii, da? Acolo e și o canalizare, s-a făcut șanțul trapețuitor la piciorul talus și bazin de retenție. Am foarte bine și am văzut că aici la intersecție cu drumul județean, cum am spus, ați adus grinzile deja. Da, câte grinzi ați adus în șantierul ăla? Sunt la pasajul ăla sunt complete. Avem 6 pasaje, din care 4 pasaje deja au toate grinzile sunt în șantier și restul sunt fabricate în fabrică, numai că este de transport. Ne-am apucat să sudăm placuțe la cuzinete și se sfârșitul săptămâna viitor începe lansare de grind și la pasaje. În ultimele luni n-a avut nici măcar 1% progres pe lună. Să facă ce a făcut anul trecut în primele luni până prin august-septembrie, când, așa cum bine știți și știți, progresul a fost unul semnificativ. Începând de prin martie până prin august, s-au dus așa, cu 7-8%, ceva de genul ăsta. Cam asta ar trebui să facă lunile care vin. Tocmai de aceea v-am spus că monitorizarea va fi strictă din partea colegilor de la CNAIL, o echipă care se va ocupa doar de aceste contracte, să menținem aceste termene pe care le-am anunțat. Și cel puțin o dată pe lună voi fi și eu prezent aici să văd stadiul, pentru că vreau să se respecte aceste termene asumate de ei. Tocmai de aceea vă spuneam că va trebui să fie urmăriți mult mai strict, ca să nu ajungem în situația cam până în vară să facem rezilier. Dacă ritmul nu e cel pe care îl spuneam mai devreme, se va întâmpla acest lucru mai repede.